Brutăria Asociației Pâinea Vieții din Timișoara are în practică în această perioadă mai mulți elevi de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară din oraș. Între cele două instituții există de mai mult timp un parteneriat. Avem într-adevăr bucuria ca în anul școlar 2014-2015 să avem constant în practică elevi de la Liceul Industrial Alimentar din Timișoara, care, iată, ne-au ales să desfășoare activități de practică. Nevoia tot mai mare de oameni calificați în piața muncii a condus la înființarea sau reînființarea, mai bine zis, a școlilor profesionale din România. Și astfel că Liceul de Industrie Alimentară Tehnologicul ne-au solicitat un parteneriat, ei fiind obligați pentru a se autoriza să aibă parteneriate cu agenții economici din piață. Noi am răspuns afirmativ, sigur, pentru că și noi ne-am confruntat cu această problemă în primăvara anului trecut, lipsa de brutari din Timișoara. Cum se descurcă tinerii practicanți? Se descurcă bine, ei sunt dornici să învețe. Dacă au interes, noi avem posibilități să le arătăm, avem oameni calificați. Tehnologia e modernă, care noi o folosim. Pe viitor, acest loc poate deveni locul lor de muncă? Da, noi ne-am și gândit ca pe viitor, dacă reușim din seria asta să remarcăm măcar o persoană, dacă nu două, ne-ar fi de folos. Pentru că interesul nostru este să ne dezvoltăm și atunci avem nevoie de oameni calificați. Mai fain e practica. Este foarte frumos, învăț multe și oamenii sunt foarte de treabă, ne învață foarte mult, chiar dacă au treabă, au timp de noi. Învăț meseria care o voi practica pe parcursul vieții. Ce etapă sunteți acum? Suntem la pus pâinea în tăvi, pâinea aceasta este de 600 de grame. Ce etape am mai suferit până ajunge aici? Păi am dat pe descărcare, am făcut aluatul și am pus acum în tăvi. Brutăria Asociației Pâinea Vieții a luat ființă în cadrul proiectului Strategia de Ocupare și Calificare prin Învățare și Activități pentru Libertate, proiect susținut financiar inițial de Uniunea Europeană. Scopul acestui proiect este diminuarea inegalității de șanse a deținuților și a foștilor deținuți. Este un proiect care în prezent se află în al treilea an de sustenabilitate, însemnând că perioada de finanțare, iată, s-a încheiat cu mai bine de 2 ani în urmă și noi continuăm din resurse proprii, prin noi înțelegându-se în fapt partenerii care au făcut posibil odată înființarea Asociației Pâinea Vieții, și mă refer la Federația Filantropia a Patriarhiei Române, Arhiepiscopia Timișoarei și Fundația Filantropia Timișoarei. Aici se îmbină un aspect care a depășit cumva indicatorii proiectului. Avem, pe de-o parte, foști deținuți care își găsesc, iată, nu numai ocupare, ci și calificare, și care sunt, la rândul lor, un factor educativ pentru tinerii elevi. Asociația Pâinea Vieții derulează acțiuni sociale și pentru alte categorii de defavorizați.